Știați că modul în care dormiți poate influența cu adevărat sănătatea dumneavoastră generală. Modul în care dormi poate provoca dureri de spate, apnee de somn, oboseală și circulație afectată. De obicei, oamenii dorm în multe poziții diferite. Principalele pe care experții le spun că există sunt pe o parte, pe spate și pe burtă. Cu toate acestea există multe variabile, deci dacă dormiți pe partea dumneavoastră, vă veți menține mai confortabil și veți cădea riscul de întrerupere a somnului. Astfel, vă vom prezenta beneficiile de a dormi pe partea stângă. Preveniți arsurile nocturne. Dacă aveți boală de reflux gastroesofagian sau regulție acidă, trebuie să încercați să dormiți pe partea stângă. Acest lucru vă pune stomacul sub sfincterul cardiac, care este responsabil pentru conectarea esofagului la stomac. Dacă dormiți pe partea stângă, conținutul în stomac nu va putea să curgă înapoi în esofag. Funcția îmbunătățită a splinei. Splina este de asemenea pe partea stângă a corpului și face parte din sistemul limfatic. Dacă dormiți pe partea stângă, acesta va ajuta splina să funcționeze mai bine. Gravitatea sporește refluxul sanguin către splină și își îmbunătățește funcția. Acesta va contribui în același timp la filtrarea impurităților. Unii experți au aflat că această poziție va permite acestui sistem să se scurgă în canalul toracic, plasat pe partea stângă, mult mai bine. Prin urmare, în acest fel veți accelera și veți facilita îndepărtarea toxinelor din organism. Acest lucru facilitează funcționarea corectă a inimii în timpul somnului. În plus, această poziție va ajuta sistemul circulator să utilizeze gravitatea ca beneficiu. Relatează sursebune.com